Eu mă gândesc, dacă permiteți să vă propun, să fie ceva mai neangajant, mai non-conformistă, mai să se poartă sub forma unui dialog, nu neapărat... Primarul Râmnicului, Sorin Zanfirescu, a propus azi o discuție neconvențională cu mass media locală în timpul conferinței de presă care a avut loc la primărie. Domnia sa a precizat că invitațiile lansate reprezentanților presei de către primărie pot fi considerate drept niște invitații la cafea, ne uităm să menționeze că interesul ziariștilor poate atinge indiscreția fără nicio supărare din partea celui întrebat. Tot în preambulul conferinței de presă, domnul primar l-a prezentat ziariștilor pe Daniel Ionescu, noul purtător de cuvânt al primăriei, și a promis că în viitor instituția pe care o reprezintă va avea o relație activă cu presa. După care, săptămâna curățeniei, bugetul local, legea fondului funciar, situația piețelor, străzile, parcările, seminarul de la Sinaia, vizita de Paște a regelui Mihai, au fost doar câteva din subiectele discutate în conferința de presă. Deoarece experimentul numit săptămâna curățeniei tocmai s-a încheiat, lăsând loc la niște concluzii nu tocmai optimiste, primarul Zanfirescu a făcut unele precizări. Am văzut și din sondajele de opinie făcute dumneavoastră pe ziare sau la televiziune, cum răspund unii oameni, pe unii și cunoșteam, care sunt îndeopște oameni gospodari și de fală, cum zice, noi n-am văzut că nimeni pe iese, n-am gândit să ies nici eu. Dar cred că lucrurile nu rămân așa, adică nici nu trebuie să ne mulțumim și de aici vă rog pe dumneavoastră, la acțiunea, la îndemnurile pe care le-am făcut tuturor râmnicenilor în săptămâna asta, în permanență va trebui să, da chiar filmulețul ăla sau altul, să facem roșii de altul, să mai dăm din când în gând pe postul de televiziune, să-i mai agresăm măcar cu o propagandă de tipul ăsta vizual, nu? Dar, în centru, s-a făcut câte ceva. Adică, spre exemplu, chiar vă spun, colegii mei de la primărie mi-au întrecut așteptările. În prima duminică, care e oricum o duminică care precedea săptămâna mare, au stat până târziu după amiază unii dintre ei și nu îi mai obligam să stea până atunci. Și asta însemna ceva. Mai departe, sâmbăta următoare, la fel. Și nu numai ei, copiii au fost, vă spuneam, extraordinari. De îndeopște copiii, sigur că dacă îi cheamă diriginta sau profesorul sau învățătoarea, ei răspund și vin acolo că îi trimite părinții. Dar... Dacă în ceea ce privește curățenia orașului lucrurile pot fi îmbunătățite prin efortul democratic al tuturor locuitorilor Râmnicului, în relație, bineînțeles, cu nivelul de civilizație al fiecăruia, situația bugetului local nu mai poate fi controlată la nivelul municipiului, dat fiind faptul că zarurile sunt aruncate acolo sus. Să ne amintim doar că guvernanții ne-au cerut și în acest an să ne mulțumim cu un buget de austeritate. Eu mai aici pondera orașului din total județ, deci pe fiecare din aceste criterii, este o chestiune de calcul de o medie ponderată care ne spune că orașul Râmnicu Vâlcea, are deci în conformitate cu aceste criterii o pondere de 40%. Și 40% la 70 de miliarde ar însemna exact același lucru care vă spuneam și cu 90. Deci la 70 de miliarde, 47, 28. Deci 28 de miliarde, e vorba de alocări de la bugetul central de stat, 9 miliarde bugetul propriu, 36 și 4-5 miliarde sunt cele care vin pentru femeile de bătrâni. Iată că și aici, aproape matematic, bat către aceeași idee. Mi-ar părea bine să ne fi înșelat din ceea ce, din legăturile pe care le-am avut, adevărat, nu definitive, și din ceea ce am auzit până acum, se pare că ni se alocă mult mai puțin decât această cifră. Lucru care mi se pare că nu trebuie să... spre exemplu, se vântura acolo în loc de 40%, un procent de 21%. Asta ar însemna blocarea și că s-a discutat acum când am fost la Sinaia, întrebam pe cei care au experiență în materie de autonomie locală ce înseamnă falimentul unei administrații locale. Și ne-am explicat ce înseamnă asta. Ar însemna intrarea în faliment a primăriei din Râmnicu Vâlcea, ar însemna că trebuie să dăm afară personal, ar însemna că nu mai facem nimic la străzi, fiindcă ceea ce vă spuneam, în 32 de miliarde vă spuneam că nu mai învățăm într-o sănătate aceea. La restul ne-am menținut la cheltuieli minime, la administrația domeniului public, deci la
toate lucrurile care implică, sunt reparații străzi, gardienii publici, iluminat public, spații verzi și așa mai departe, salubritate, ar însemna că nu mai putem face. Tot la capitolul fierbinte al banilor se înscriu și taxele și impozitele locale. În lipsa unui cadru legal adecvat care să permită stabilirea tuturor surselor de venit pentru alimentarea bugetului local, primăria încearcă să salveze situația cu ce are. Greu de făcut în condițiile în care numai la capitolul chirii are de recuperat o sumă considerabilă. E vorba de, după câte știu eu, de vreo 400 de milioane, o cifră destul de mare, o sumă litigioasă, deci suntem în litigiu. Nu toată este neplătită, ci o bună parte din ea suntem în justiție. Pentru, în special, ce reprezintă sumele astea? Reprezintă indexările. Contractele au fost făcute nu foarte fericit, nu cu clauze foarte ferme, de indexare a sumelor în timp. Curtea de conturi a venit și a făcut controlul normal de-a lungul anilor, a impus reactualizarea acestor chirii, iar chiria și nu plătesc. Și de aici sunt o serie de litigii de sume neplătite. Dar sunt convins că dumneavoastră v-ați referit și la altceva, la veniturile proprii, da. La taxele locale, nu numai la ceea ce există și ceea ce nu ni s-a plătit până acum. Știți foarte bine că taxele astea deocamdată nu s-au majorat. Încercăm acum să le indexăm prin refacerea tuturor contractelor. Dar nu numai atâta, și prin pașii pe care i-am făcut, prin acordarea de anumite facilități comercianților din piețe, taximetriștilor pentru a-și obține licența, se obțin niște bani destul de serioși. Adică în jur de, cu tot, cu piețele cu tot, la vreo 2,5 miliarde, ceea ce înseamnă ceva. Ziariștii prezenți s-au arătat interesați și de momentul în care se va implica primăria în repararea străzilor afectate de trecerea iernii și de avântul automobiliștilor. Părerea mea este, și da, știți divers, aveți alta, că situația străzilor de acest an, după iarna asta, e complet alta față de cea de anul precedent. Asta nu înseamnă că arată bine. Dar e departe de a fi așa de stricată. Dacă vreți, m-ar avantaja să spun că e teribil. E mai proaspăt și să vedeți ce o să facem noi pe la toamnă. Dar nu arată așa și în special datorită faptului că în iarna care a trecut am preferat să ne mai zguduiți dumneavoastră, să mai ne scriți, să ne mai ardeți cu cauterul în diferite locuri, că n-am îndepărtat zăpada la timp dând cu sare. N-am folosit sarea și asta se cunoaște de cum arată de străzile. Mult mai bine decât anul trecut. Asta nu înseamnă bine, dar mult mai bine decât anul trecut. Ceea ce înseamnă nu că efortul va fi mai mic. Efortul e pe măsură, fiindcă anul trecut noi n-am făcut decât, tot ce am făcut a fost paliative. Anul ăsta vrem să facem ceva mai mult, că dacă vom face tot timpul doar acoperire sumară de grop pentru ca în toamnă să înceapem de nou de la capăt, nu vom ajunge nicăieri. Cu banii puțini, ăștia care nu cere mai mult decât anul trecut, noi vrem să reușim câteva lucruri anul ăsta. Ce anume? O porțiune de pe care lui Traian, nu foarte mare, dar care e făcută praf, aia de la podul lui Hozoc, și care nu mai poate fi cârpită, fiindcă nici măcar până la iarnă nu ne mai ține, va trebui să așternem covor asfaltic și asta o vom face. În cartierul Ostroveni, care anul trecut recunosc că l-am lăsat mai la urmă, dar fiindcă are o structură specială, este, suprafețele sunt din beton, de ciment, nu beton asfaltic, le vom repara cu o societate specializată, la noi nu sunt specialiști decât în asfalt, deci vom repara drumurile din Ostroveni cu beton și cu o societate specializată. Și iar, deci din punctul ăsta, asta este programul, iar nu începem, la fel cum s-a început anul trecut, dacă vă amintiți, început să lucrările, fiindcă se apropiau alegerile, început la sfârșitul martie-aprilie, când era un timp infernal și anul trecut. Sub orice formă am interzis să se înceapă lucrările de asfaltare altfel decât e timpul propice, fiindcă nu vrem să aruncăm banii pe fereastră. Așa cum vă spuneam la început, în conferința de presă au fost atinse mult mai multe subiecte. Am mai aflat că pentru o curățenie eficientă în jurul blocurilor ar trebui arondate aleile, că un studiu realizat deja stabilește la 3700 numărul de locuri de parcare ce mai pot fi construite, iar garajele care au apărut ca ciupercile după ploaie și care arată cam tot ca acestea vor fi dărâmate. De asemenea că s-au rezolvat 55% din cazurile privind aplicarea legii fondului funciar pe teritoriul municipiului și multe alte lucruri ce vor face obiectul unor dezbateri viitoare cu reprezentanții administrației publice locale.